Show incendiar aseară în comuna Ceurescu, unde au avut loc primele două turnee marca Fea, după o pauză de mai bine de un an. Kiril Kornilov și-a adjudecat centura de campion în categoria grea la competiția de kickboxing. Rusul l-a făcut knockout pe românul Cristian Ristea. Iar la Eagles MMA, marele câștigător a devenit sportivul Mahman Mamadov după o luptă dificilă care a durat 5 runde. Capul de afiș al turneului FEA Kickboxing a fost duelul dintre Cristian Ristea și Kiril Kornilov. În runda secundă a bătăliei, rusul l-a făcut knockout pe adversarul său din România. Eu был готов в форме, поэтому сразу согласился. Acum Kornilov urmează să se dueleze cu Pavel Juravleov, care inițial trebuia să fie adversarul sportivului din România, însă a renunțat la luptă din cauza unei traume. Cei doi sportivi se vor bate pentru titlul de campion absolut în categoria grea. De cealaltă parte, Cristian Ristea a rămas surprins de execuția rusului și a declarat că își dorește revanșa. Mă uit pe filmare și pe reloare și sunt surprins, nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, în momentul de față mie să râd, dar sigur că voi cere revanșa. Între timp, la turneul Eagles MMA, marele câștigător a devenit Mehman Mamadov în categoria de 57 de kilograme. Sportivul din Azerbaijan l-a învins în marea finală pe adversarul său din Belarus, Evgeni Sibirski Manco, după 5 runde disputate. Nu se plăgea în dedet, din ce mai am cea mai jucat genie. S-a finit, ia și le gândi, și trei gândi, și le gândi. Iar în duelul dintre Antonina Kuleshova și Donna Kelly, luptătoarea din Belarus s-a dovedit a fi mai tare. Ea a dominat bătălia și în runda secundă a pus-o la pământ pe moldoveancă. Во-первых, это мой дебют, и эмоции, конечно, зашкаливают. Я очень довольна своим выступлением. Я слишком долго к этому шла. Не хочу оправдываться. Это чисто моя ошибка. Președintele FEA a rămas mulțumit de ambele competiții. S-a petrecut două evenimente foarte importante și foarte masive, cu lupte la limite. Foarte și foarte incendiare. În total, la cele două turnee marca FEA au participat 42 de sportivi din 8 țări care au disputat peste 20 de lupte.